fi vrut să vă zic de la început că am primit cu multă reticență această invitație, neștiind cum să leg preocuparea mea pentru pictură medievală cu opera maestrului Irimescu. Însă, gândindu-mă mai mult, mi-am dat seama că în perioada medievală singura formă de expresie artistică se desfășura doar în spațiul sacru. S-ar putea ca, da, doamna Sinigalea deja dă din cap, ne fim puțin de acord. Dar aș vrea puțin să o contrazic, deoarece pe parcursul restaurării am putut observa, de exemplu, cum evoluează pictorul în biserică. Și aș zice că canonul merge până într-un punct. Și exemplul cel mai bun l-am regăsit la Sucevița, de exemplu, unde o temă iconografică abordată în mai multe încăperi a fost descrisă foarte diferit de fiecare dată. Da. Revenind la lucrarea actuală de la Bogdana, o să fie puțin didactic mai întâi. Biserica așa arăta în 1974, înainte de a fi restaurată la nivel de arhitectură. Și în linii mari, pentru că a fost necropolă domnească, a suferit câteva intervenții pe parcursul timpului. Poate că cea mai importantă, să zicem, s-a petrecut în timpul lui Ștefan cel Mare. Cam așa. Ce nu s-a știut până acum despre biserică a fost că a existat și o decorație exterioară regăsită în podul bisericii, după cum vedeți. Sunt câteva teste de curățire pe care noi le-am făcut de-a lungul timpului. Evident, astea sunt niște detalii tehnice a unor pontate care sugerează faptul că suprafața a fost acoperită destul de mult cu pictură. La fel, sunt teste făcute în zona contraforților și am regăsit culori. Deci a fost înveșmântată la exterior cu foarte mult cu pictura. În interior am găsit iarăși zone cu suprapuneri de pictură, ceea ce vedeți, de exemplu, aici este perioada Ștefan, însă în unele locuri se vede cum dedesubt a mai existat o altă pictură, pe care noi o considerăm din timpul lui Alexandru cel Bun. O altă descoperire am făcut-o în zona altarului, de exemplu. La fel, o pictură care nu este contemporană, nu este în perioada ștefaniană. Astea sunt detalii, de fapt, care țin de tehnica noastră, de zona noastră de restaurare. În momentul actual, pictura de la Bogdana prezintă două abordări artistice, aș zice eu. Cea de la 1882 al lui Epaminon Dabucevski și pictura figurativă a lui Ștefan cel Mare. Epaminon Dabucevski, deși era un artist școlit la Viena, a preferat ca la Bogdana să se rezume doar la reprezentări geometrice și fonduri foarte simple, excepție făcând doar acest personaj al lui Iisus Hristos în zona altarului. În mare vă prezint doar câteva etape din timpul restaurării. Epaminon Dabucevski totuși a intervenit și pe pictura lui Ștefan, respectând proporțiile și oarecum cromatica originală. Asta e doar un simplu exemplu înainte, cu repictarea lui Epaminonda și
pictura lui Ștefan, care, după cum vedeți, e mult mai expresivă. Vă prezint doar în mare câteva succesiuni de imagini, cam așa arăta înainte de restaurare pictura. Evident, în lumină indirectă se pot vedea inciziile sau, cum să zic, succesiunea operațiunilor de pictare. Pe parcurs s-au descoperit imaginile. Evident, astea sunt iarăși detalii tehnice, cum a fost repictată pictura de Evan Tarkuceschi. Iar la final așa arată cina cea de taină de data aceasta din zona altarului. N-am să insist. De multe ori am preferat să păstrăm câteva linii a lui Epaminion Zabucevski, tocmai pentru a nu pierde total figura apostolilor. Împărtășirea apostolilor, tot în același registru. La final, cam așa, s-a recuperat din pictura stefaniană. În pandan se află aceeași imagine, puțin diferită, dar foarte expresivă. Și poate cea mai dinamică scenă din zona altarului este aceasta a spălării picioarelor. La fel, ochii sunt al lui Bucevski, pentru că din perioada lui Ștefan nu se mai păstra nimic. După cum vedeți, pictorii au căutat un joc de alternanțe de culori complementare, asta e la final imaginea. La fel, o pictură ștefaniană, ochii sunt Ștefan și Bucevski. Maniera de abordare este total diferită. Și de multe ori am preferat, de exemplu, când am integrat cu culoare zonele foarte deschise, am preferat să punem în valoare totuși pe primul desen de sinopia al pictorilor, fiind un detaliu de tehnic, de tehnică foarte important. Da. O, și o imagine de ansamblu, ca să vedeți cam cum arată altarul. Se poate, da. De spus, da. Și riscant. În mare vă spun doar în Naos, cam cum arăta pictura în Naos, foarte negrită. Și Epaminonda a preferat să acopere o suprafețe foarte mare cu pictura originală, pentru a păstra totuși un echilibru sau o unitate a picturii. De exemplu, aici, sub pictura aceasta, am găsit cu totul alte imagini, o să vedeți. Asta e comparativ. Epaminonda și Ștefan, acea zonă. În mare vă arăt în Nunta din Cana câteva imagini, la fel descoperite pentru prima oară se pot observa. Ca să vă dați seama, cam pe aici sunt derulate imaginile. Un sinod ecumenic atipic poziționat pe latura vestică a Naosului. Da. Și imagini, de fapt, construite respectând totuși arhitectura bisericii. O imagine foarte dragă mie este cea de Isisului, regăsită pe latura sudică a bisericii din Naos. Ce ne-a mirat de la început a fost faptul că personajul central și, de fapt, cel mai important al Iisus Hristos a fost acoperit de Epaminonda cu un fond albastru total și verde în partea inferioară, opțiunea lui fiind destul de stranie și a lui, dar de fapt și a clericilor, care au acceptat ca imaginea să fie cu totul anulată. În timpul restaurării, totuși, mi-am dat seama că aici a existat
un piron de care era agățată o icoană și probabil că din acest motiv a fost acoperit cu totul. Câteva imagini comparative înainte și după, un portret a ieracului Sfântului Nicolae, patronul bisericii, deosebit de expresivă portretul Maicii Domnului în chip de împărăteasă. Bineînțeles, este pus în relație cu, cu liturgia care se petrece în proximitatea imaginii și foarte expresiv este portretul lui Iisus în chip de arhiereu, la fel reproducând slujba care se petrece în fiecare duminică în altar. Câteva imagini succesive. Evident, diferență extraordinar de mare între ce exista înainte și după. N-am să insist foarte mult. De fapt, imaginea de Isisului se află în oglindă cu cea a tabloului votiv și cred că, de fapt, s-a dorit să se facă o paralelă între familia domnitoare și cea de Isisului, care tot așa, Maica Domnului poartă coroană pe cap, la fel ca cei din membrii familiei. Da. La fel o să sar peste, nu insist foarte mult. O pictură foarte chinuită, am avut un atac masiv de biologic și multe intervenții suprapuse peste pictura lui Ștefan. După cum vedeți, portretele în mare parte au fost înlocuite. Deocamdată s-a descărcat de depuneri doar portretul. De exemplu, aici este cel al lui Ștefan, care se aseamănă foarte mult cu cel, nu știu, de la Pătrăuți. După cum vedeți, inițial, repictarea n-a mai păstrat fizionomia originală, încercând să îi se sugereze o mustață mai degrabă. Ceea ce Ștefan nu cred că avea. Da, dacă așa arăta înainte, cam la final așa arăta. Evident, o să trebuiască făcută și o integrare finală. Da, mai avem de așteptat. În spațiul pronaosului, în mare, cam aceasta este iconografia, un menolog incomplet, parțial, cu o selecție de imagini și, de fapt, ce este frumos la Bogdana e că au ales o redactare iconografică pe două paliere, adică o dată în aceste chenare și încă o dată în medalioane. Menologul e calendarul bisericii. Da, sinaxar. Da. Este ilustrarea zi a calendarului bisericesc al bisericii răsăritene. Da. Și începutul sinaxarului de fapt este marcat prin acest filacter unde se precizează toate lucrurile acestea. Adică sunt imagini legate foarte mult de text. Și da. Iar deasupra menologului am regăsit un ciclu foarte frumos al Sfinților Arhangheli cu o selecție foarte, foarte interesantă și dinamică în același timp. Da. N-am să mai insist. Cam atât. Mulțumesc frumos! Mulțumesc!